Județul Sibiu a fost întotdeauna o destinație turistică atractivă și nu o spunem pentru că nu ar fi așa, o spunem pentru că, pentru că chiar așa stau lucrurile. În ultimii 30 de ani, Sibiu a devenit din ce în ce mai atractiv și vizitat de turiști și lucrul acesta s-a întâmplat și pentru că autoritățile locale au știut să vândă bine imaginea capitalei județului și a județului Sibiu și pot să aduc aici în discuție faptul că municipiul Sibiu a fost capital cultural european, știm lucrul ăsta, dar și că Consiliul Județean Sibiu a implementat și dezvoltat câteva proiecte care au pus umărul pentru a dezvolta turismul la nivel local. Avem aici, îmi vine în minte, programul Regiune Gastronomică Europeană, Anii Drumeții și așa mai departe. Și pentru că e nevoie ca turismul să se dezvolte în continuare, Consiliul Județean Sibiu pune pe picioare, ca să zic așa, un proiect dedicat din nou turismului și lucrul ăsta nu poate decât să ne bucure. Vorbim de un proiect care se numește Slow Down, e un practic un nou concept al turismului prietenos cu natura și pentru a discuta despre ceea ce înseamnă slowdown, am invitat-o pe doamna președintă a Consiliului Județean, Daniela Câmpean, să ne explice lucrul ăsta. Bună ziua și bine, bine ați venit și mă bucur că avem ocazia să discutăm din nou despre turism. Bună ziua dumneavoastră, celor care ne urmăresc, mă bucur și eu să revin în studio și să vorbesc despre un subiect care ne este drag, nu? Celor de la Consiliul Județean, respectiv turismul. Aș reveni la ceea ce a spus că Sibiu a fost vândut bine ca și destinație turistică. Eu aș completa cu faptul că Sibiu este un produs bun. De aceea și activitățile noastre de marketing, având în spate un produs bun, au avut succes și situează Sibiu ca una dintre, nu doar orașul, ci și județul, ca una dintre principalele destinații de turism din țară. Când, a, când aveți un brand bun, întotdeauna e și mai ușor să, să atrași turiștii, dar un brand bun trebuie ținut acolo sus, pe, pe primele locuri, ca să nu zic pe locul întâi, nu? Așa este, așa este și atunci trebuie să ai o preocupare continuă în a-ți îmbunătăți serviciile pe care le oferi turiștilor, a identifica ce este mai atractiv, ce corespunde gusturilor actuale, pentru că și gusturile se duc în timp. Nu numai în materie gastronomică, dar și în materie de turism. Și atunci te uiți, vezi ce caută, ce experiențe caută turiștii și încerci, ca folosindu-te de ceea ce ai tu în județ, să exploatezi maxim și să creezi în jurul acestui potențial experiențe autentice care se atragă pe turiști. Cât mai mult, cât mai mult timp, cât mai mulți turiști, să stea cât mai, mai mult timp, timp nu. aici să se bucure de ceea ce are județul Sibiu mai bun, mai frumos. Așa s-a născut da. ideea acestui proiect. Da. Ce, ce înseamnă slowdown? E, dumneavoastră ați început deja comunicarea, am, am văzut că ați început să puneți în practică acest proiect, dar haideți să le explicăm celor care se uită la, la, la noi. Ce, ce, înseamnă slow down Sibiu? acest proiect a pornit de la ideea că în Sibiu deja s-au dezvoltat anumite activități și prin foarte bine care se încadrează în acest concept de slow down, o să vin să-l exemplific ulterior. Și atunci, luând în calcul faptul că noi nu avem Dolomiții sau unde să facem schiu care mm. activități de schi cum se face Acum în, în zernă, Da, ia, în Italia sau în altă parte. Nu avem uh, mările pe care le au uh, aici la Sibiu, mă refer, nu, da, Ş, uh, pe care le au Grecia sau Italia sau uh, mai știu eu ce altă țară unde mergem pentru asta. Sibiu uh, a avut uh, întotdeauna acea parte de natură superbă, da, un mediu uh, natural uh, care îți bucură privirea, uh, imediat ce ajunge așa în zona montană, chiar și în zona de podiș și șes, uh, a avut acea parte de gastronomie uh, locală, foarte căutată și deja consacrată pe plan național și uh, internațional, evenimentele și tradițiile care încă se păstrează în satele din uh, județul Sibiu, în localitățile din județul Sibiu. Și atunci uh, am uh, urmărit ca să exploatăm și să punem în valoare cât mai mult acest potențial pe care Sibiu are. Am intrat într-un parteneriat cu regiuni din încă opt state europene, și aici vorbim de regiuni din Italia, Franța, Spania, Finlanda, Slovacia, Ungaria, Irlanda, cu care am scris un proiect, proiectul Slowdown, acest proiect practic urmărind să promoveze practicarea unui turism durabil pentru a dezvolta o economie responsabilă în regiunea noastră în Sibiu. Deci, turism durabil. Durabil înseamnă că îți clădești această activitate de turism pe o bază solidă. Ori noi avem acea bază solidă. Avem natura, cum v-am zis, avem gastronomia locală, avem patrimoniu cultural și patrimoniu material și imaterial. Da, Avem deja programe care au început să prindă și ați amintit parte dintre ele și dumneavoastră, dar uh, acest turism făcut uh, nu așa cum se face acum totul în secolul moment. vitezei. <laughs> Pe repede înainte. În acest zic, turism da, să-ți lent, lent, adică da, a... să ofere uh, acele experiențe autentice de care să stai să te bucuri în tihnă, să le savurezi. Nu ne interesează cantitate, ne interesează calitate, pentru că suntem conștienți, perfect conștienți și de faptul că acel turism care apreciază aceste. Experiențe de calitate și ceea ce tu ai autentic și frumos la tine în zonă, acel turist știe și să respecte, să te respecte ca și gazdă, să respecte natura și mediul înconjurător. Știe că este responsabil ca el să lase ca și alții să se bucure de ceea ce el s-a bucurat aici. Și atunci am încercat să uh, facem din județul Sibiu o destinație pentru turism lent, adică să-i accentuăm acest parcurs pe care el deja a pornit, uh, o destinație pentru practicarea turismului lent. Am uh, pornit de la a strânge actori locali de la care să preluăm care sunt. Problemele și provocările cu care se confruntă pentru a uh, asigura turiștii că atunci când gustă această experiență de turism lent în Sibiu, nu are alte provocări și alte probleme de care să. Și o să vă spun și temele pe care le-am abordat inițial. Am chemat actori din. Uh, primării, primari din primării care deja au o experiență o bază, în această și o bază, da, creată, un tot start creat. Mă refer la Biertana, Răusadului, la, la, la Rășinare, Avrig, Agnita, da, așa și urmărind să-i să surprindem toată, tot arealul județului, deci din toate zonele județului. Am, -am chemat reprezentanța instituțiilor statului cu care Va trebui să colaborăm, să găsim soluții la problemele pe care le identificăm, cum ar fi garda de mediu, direcția silvică, jandarmerie, da? ca să pornim într-o primă etapă, AJTS-ul, salvamontul normal, ca să preluăm un prim set de probleme și eventuale soluții la problemele pe care le întâlnim în a implementa acest gen de turism. Ca să înțeleg eu mai bine da. și cei care se uită la noi, practic, prin acest proiect, vă doriți ca să țineți turistul mai mult în zonele respective. Absolut. Nu? Adică nu doar să vină la Sibiu și de aici să plece, să ducă, nu știu, de până la Biertan. Am vizitat cetatea de la Biertan și m-am întors. Practic, vă doriți să faceți... Că turistul Să detrinați turistul, da, să aibă uh, uh, ispitele, ca să zic așa, Exact. Uh, la îndemână și să rămână acolo. Să rămână cât mai mult, cât mai timp, mai mult timp în Județul Sibiu, <coughs> pentru că Județul Sibiu are ce oferi unui turist care vine aici, mai mult decât experiență pentru o zi, dar pentru asta trebuie ca acele posibile Trebuie experiențe să, fie, să știe, exact, să știe să că există, să... da. sunt locuri super în Sibiu pe care le descoperim și noi, cei care locuim da, aici pe... în județ. Și da. atunci am gândit acest proiect prin care, în primul rând, să preluăm din toate zonele potențialul idei de activități care ar putea îmbunătăți acest pe concept de turism uh, lent, lent uh, provocările pe care le au, ca să găsim uh, soluțiile la provocările pe care le au și mai mult decât atât, uh, parteneriatul cu, cele, cu cei opt parteneri din celelalte opt țări din Europa, care de asemenea au aceleași preocupări ca și noi pe parte de turism, ne ajută uh, să avem și un schimb de experiență Uh, între uh, noi și, și ei, da. ei să ne uh, arate care sunt soluțiile pe care le-au găsit și ce provocări au avut și ei de-a lungul parcursului Astfel. și noi, la rândul nostru, să le prezentăm exemplele noastre de bună practică pe care le avem pe această parte, să ne șeruim informația de la unul la altul și, la final, să ajungem să avem. Uh, o veritabilă strategie de turism în județul Sibiu, care va fi chiar inclusă în strategia județului până pe 2030, da? în care să ni se arate liniile de acțiune, ce ar trebui să dezvoltăm, ce ar trebui să temperăm, cum ar trebui să rezolvăm anumite probleme. Da, pentru că știm că sunt diverse. În fiecare producări. comunitate lucrurile diferă, da? Fiecare comunitate are poate probleme diferite față de comunitatea de lângă, să zic așa. Nu știu, la Birta, poate acolo, domne ne-ar trebui un acces mai propice pe poteci, da? De cum îmi vine minte, proiectul Anilor Mediei, da? Cei de la Rășinar, nu știu, poate vă spun, domne, poate am avea nevoie de niște autobuze care să aducă turiștii mai mai ușor în zonă. Deci probabil că uh, lucrurile astea diferă de la o comunitate la alta. Așa este. Uh, și ce vreau să vă zic este că întâlnindu-se uh, împreună toți actorii aceștia și învață unii de la alții. Că până la urmă sunt exemple bune no. și soluții la probleme descoperite de uh, autorități sau... Uh, operatori economici dintr-o localitate și nu sunt cunoscute în altă localitate și atunci inclusiv între noi ne șeruim această informație. Acum la o primă întâlnire am, mi s-a confirmat ceea ce în mare știam și au făcut chiar obiectul unor. Vreau să vă dau câteva exemple, da? Obiectul inclusiv al uh, unor apariții în mass-media, faptul că cei care practică deja turismul, spre exemplu de drumeție, da? mișcarea da. În, în aer liber, da? uh, sunt uh, oarecum deranjați de accesul anumitor motorizate pe, pe poteci. Poteci. da. Noi, ca și consiliu, am investit mult în acest program anii drumeției. Uh, am amenajat peste 800 de kilometri de trasee, de drumeție, da. Uh, mă rog, avem toată informația de care turistul are nevoie pe site și pe acea aplicație și deja avem bucuria să constatăm că nu că tot mai mulți oameni merg în drumeție, ceea ce eu, uh, era unul dintre obiectivele acestui proiect, să ducem cât mai mulți oameni 9, în natură, căs, da, să descopere nu uh, numai că avem un mediu înconjurător, super, dar și să... Uh, uh, ca și prevenție pentru sănătate este foarte bună mișcarea în aer liber și știm cu toții, te simți altfel. Și ești mai și, fericit, ești da, mai sănătos, ești mai, în ce dacă faci mișcarea. Încearcă ideea. să copieze, da, ne-am bucurat să copieze, dar trebuie să știți că vin turiști din alte județe ca să meargă pe trasele noastre de dulmeție împreună cu ghizii noștri, și numai din alte județe și din alte țări. Deci deja este un program foarte cunoscut și foarte apreciat de toată lumea. Dar există acea problemă Că atunci când mergi și faci turism lent și vrei să te bucuri, de ce să oferă peisajul sau să observi biodiversitatea, pentru că pe anii drumeției, inclusiv asta se face, se fac ședințe yoga natură. Nu cred că vrei să auzi trecând o, un ATV pe, pe lângă tine, da. A, am a, descoperit că unii dintre partenerii noștri, unul dintre partenerii noștri are. Are reglementată și această situație cu privire la accesul motorizatelor în natură. Mai avem exemplul rășinarului care a delimitat zonele, dar trebuie să finalizeze această procedură. Și atunci ne-am propus ca prin acest proiect și de la cei din afară să învățăm inclusiv cum să depășim astfel de, de uh, provocări de, 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 de. pe care uh, le avem cu toții. Pentru că înțelegem. E, nevoie așa celor care uh, vor să meargă cu ATV-urile sau motocicletele în natură, dar credem că trebuie să existe o coabitare între cei care vor să practice acest turism lent în natură și să aibă zonele lor, ei să aibă zonele lor. Dragic, vom vedea care sunt soluțiile. La acest, aceste întâlniri vă doriți să și conturați uh, uh, conceptul, ca să zic așa, uh, cât mai bine? Uh. Absolut, absolut. Deci noi, uh, în întâlnirile zonale care sunt pe teritoriul județului Sibiu, preluăm uh, problemele, preluăm eventuale soluții la aceste probleme și uh, redescoperim. Uh, potențialul pe care zona respectivă îl are și ce am putea să am uh, facem acolo. Dar <coughs> mai departe, de la, uh, parte, cu partenerii noștri, vrem să vedem și experiențele lor, să sunt lucruri care pot fi aplicate și în județul Sibiu uh, și preluate de la ei. Vrem um, să vedem cum au depășit ei anumite provocări. Acesta este... Că vă propuneți acolo și <coughs> digitalizarea ofertelor turistice. Practic, e un lucru care lipsește la ora actuală. Vin în minte, nu știu, poate la, te dau exemplu, Tilișca, da? Sunt foarte multe oferte turistice, dar nu ajung la turiști. Practic, vă propuneți să creați și o hartă digitală da, din o platformă O platformă exact, digitală? exact, în care uh, turistul care vrea să ajungă în Sibiu să vadă ce poate să facă în ZDC Sibiu. Poate să doarmă într-o gospodărie tradițională care e acolo, acolo, acolo deci să fie mapate pe această hartă, poate să mănânce tradițional sau să-și cumpere produse tradiționale de la producătorii care sunt acolo poate să meargă pe trasee de drumeție care să aibă și are toate datele de la echipament, cum are platforma aceasta exact. anii drumeției Uh, poate să vadă uh, că poate să facă un turar cetăților fortificate sau, da, să se bucure de patrimoniul acesta uh, uh, pe care uh, Sibiu îl are. Poate să meargă la un meșteșugar. Exact. Da, care, să zicem, vrea să-și cumpere ceramică da, sau, sau o cămașă. Da, da. da, merge la el acasă, pe lângă faptul că poate să vadă. Exact. Cum se face, poate să și cumpere. Pentru că dacă meșteșugarul acela, pe care printr-un program al muzeului Astra, de data aceasta pe fonduri norvegiene l-am derulat, un program prin care se atestează, meșteșugarii nu mai sunt mulți. În evidența noastră, mai sunt vreo 20 și ceva în tot județul care sunt meșteri în aceștia populari care mai știu să facă, să țese la război, să facă pălării, să, exact. da, să lucreze în lemn. Dacă reușim și pe acești oameni, îi atestăm și facem formatori pentru tineri care își doresc să învețe aceste meșteșuguri, și dacă le asigurăm și posibilitatea de a desface acele produse, noi îi păstrăm pe oamenii ăștia activi și ducem mai departe peste generația aceste meșteșuguri. Și putem să constatăm că, deși uh, societatea a evoluat, este modernă, că ne place să zicem că suntem moderni, că uh, suntem uh, uh, generația 5G, nu? Sau da. așa. Uh, este este de, cum să zic, de necontestat că toate valorile astea uh, pot să coexiste tradițional cu uh, nou, cu tehnologie nouă și cumva să se îmbine așa, armonis încât să te bucuri și de tot ce a avut sănătos și bun generațiile anterioare. și ca niște parteneri în proiectul ăsta. Exact, că până la urmă exact. Da, de asta zic, că sibiu are încă șansa să-și mai scoată în valoare și aceste tradiții și aceste... Uh, tradiții, obiceiuri. Obiceiuri, da, sunt atâtea, atâtea activități culturale frumoase în toate satele din județul Sibiu uh, care pot să constituie o experiență autentică pentru cineva care în județul lui sau în țara lui nu mai are astfel de evenimente. Dacă tu când vii, mă duc, îți alegi să stai câteva zile, o săptămână în Sibiu și tu ai acea varietate de activități pe care uh, le poți face grupat undeva, îți alegi și te tentează. Uite, stai că să văd și asta, să văd și asta și atunci, prin această digitalizare, asta încercăm, să uh, oferim turiștilor exact, informația e și facilita uh, și accesul. Da, mai, exact, uh, să facem o promovare a bă, acestor bă, mă rog, valori, că sunt niște. Valori da, exact, valori. da, să ne, să avem un instrument de măsură a efectelor acestui program, nu, pentru că trebuie să vezi unde vin juriștii, ce unde juriștii, mă dați-o, da m am întors la <laughs> cabinet. Unde vin turiștii, turiștii mai mult? Mai da, mult da, ce poate. experiențe pre preferă ca să poți să le ce multipli, le să le îmbunătățești? Pe ce perioadă se întinde acest proiect? Vorbim, e destul de stufos ceea ce vă propune să faceți. Da, vorbim de patru ani de zile, care includ inclusiv perioada de monitorizare, după care putem să extindem, să, dar proiectul, efectiv, proiectul pe care îl derulăm este de patru ani de zile. Este cu finanțare europeană, de la Comisia Europeană. Valoarea totală pentru toate cele nouă țări, aproape 2 milioane de euro. Exact. Câți bani primește Consiliul Județean ca să pună pe... Consiliul Județean primește aproape 220.000 de euro Uh, mă rog, din ei 2% este finanțarea, -fi -finanțarea, finanțarea finanțare noastră, da, 18% statul român, restul este finanțare europeană. Uh, practic, uh, vă propuneți să furați un pic turistul din Sibiu, din oraș, între ghilimele, și să-l duceți în zonele rurale. Da? Uh, uh, și avem multe zone rurale neexploatate. Trebuie să recunoaștem și acel lucru, da? Pentru că. Uh, județul Sibiu, uh, când spune județul Sibiu și turism, toată lumea se gândește la mărginime, dar ar trebui să știe că nu ne, putem, nu ne limităm doar la mărginime. Avem atâtea sate frumoase pe Valea Hârtipaciului, uh, atâtea uh, comunități uh, atractive și în nordul județului uh, și în zona uh, Avrig și așa mai departe. Practic vă doriți ca uh, turistul uh, atunci când vine în județul Sibiu, Uh, să aibă un punct de atracție uh, în fiecare localitate uh, în care există tradiții și există potențial turistic? Da. În primul rând, nu ne dorim să furăm turistul din Sibiu. <laughs> Aș vrea să rimele fac o de, 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 de Ne dorim ca turistul, după ce se bucură de experiența în Municipiul Sibiu, să nu plece în altă parte, în alt județ, să mai, stea. să mai stea în județul Sibiu și să meargă să descopere și restul județului, care așa cum bine ați sesizat, are uh, foarte multe de oferit. Are foarte multe de oferit în fiecare zonă din, uh, uh, din județ. Nu numai Van Aertie Baciului, și țara secașelor, acolo exact. cu muzeul astra am făcut și un muzeu al țării uh, secașelor și nu numai... V-am spus, uh, observăm și cu toții mai nou, nu mai nou, dar uh, în ultimii ani, asta ne dorim și noi când mergem în afară, ne dorim să vedem uh, lucruri care țin de istoria locală și avem... Știți cum zice, e, când mă duc la Paris, vreau să văd Parisul, dar vreau să văd și Parisul la. Al localnicilor. Exact. Lor. Exact. Și uh, Parisul nostru, paradisul nostru, uh, este acea bucătărie tradițională românească, da? fundamentală. Care, mă spun, toți care vin de, de la delegații, la uh, turiști, toți uh, apreciază gustul bucătăriei uh, sibiene, da? Și atunci. Turistul acela descoperă și își bucură vederea cu tot ceea ce ține de patrimoniu istoric, de patrimoniu material. Stă confortabil și doarme într-o gospodărie din asta Țărănească. Nu foarte mulți au experiența vacanțelor la țară, dar vreau să vă zic că este cel mai reconfortant să dormi la țară într-un pat așa curat și uh, să te trezești dimineața uz și noapte în peznă și liniște totală, să te trezești și să ai parte de un mic dejun din ala Sibian cu lapte de la... Lapte ca și... Așa. Ceapă și ridichile. Ceapa și ridichile din grădină, cu slănina din uh, afumătoare. Deci, uh, nu poate fi nimic mai reconfortant decât și mai și deschizi fereastra și te duci și vezi munții sau făgăraș sau lotru sau este pentru unii este ireal, știți? Și se bucură, poate au o parte se bucure doar aici exact. când vin în Sibiu. Vrem să le deschidem acest, această curiozitate și când ajung aici să-i facem, să-i molipsim cu gustul ăsta. Exact. Da? Plus că sunt acele să sărbători ale comunității locale care încă nu sunt puse în, exact. valoare. Adică asta de asemenea. Puțin știe că, nu știu, și la nu știu, Mihailen, există o sărbătoare locală, tradițională, da, și, și la Dumbrăveni, și la Hoghilac, și așa mai departe, sunt sărbători locale la care turiștii au ocazia să, să vadă uh, localitatea așa cum, cum e din moș, strămoș, ca să zic așa. Așa este sau să se bucure de un concert al filarmonicii în pădure la Agnita. Deci sunt lucruri Inclusiv care sunt... Inclusiv locale în fiecare, nu știu, vinerea e într-o localitate, joia în altă localitate care... Festivalurile acelea, guști, țuica și brânza de la uh, rășinari, toate lucrurile astea... Uh, dacă le punem mai bine în valoare și dacă le strângem așa toate într-un coș. Da. Care să fie foarte ușor accesibil de, de, pentru turiști. Eu zic că nu poate să ne aducă decât un plus. Și dacă mai facem lucrul ăsta și pe bani europeni da. și nu cheltuim banii noștri deci, pentru asta, și, aș e vrea, și mai bine. Aș, aș vrea să fac o glumă care, da, da, și mai ales că ardea lui e potrivit pentru un turist că abdelenii sunt oameni mai lent, hai să stăm mai lent, de ne grăbim așa să să facem lucrurile. Uh, Ieri la, da, ier la întâlnirea pe care am avut-o cu stakeholderii primii pe care i-am chemat, a fost foarte drăguță reprezentanta orașului Avrig, Lidia Bădilă, s-ar putea să o cunoașteți, care a zis, a, turism lent, dar putem vorbi despre alt turism în Ardea? <laughs> <laughs> Dacă e lent. <laughs> da, nu, dar ne-aș vrea să vedem partea aceea. Aș vrea să vedem Uh, turismul lent ca pe un turism care îți lasă timp să savurezi fiecare exact. imagine, Sau fiecare, fiecare gust, fiecare sunet, da. pentru că în lumea asta ne a... viteze, a vitezei. Dacă da, să ați folosit un termen mai bun decât era să folosesc eu. Uh, suntem teta tentați ca tot să facem pe repede pe înainte, înainte da. și efectiv trecem pe lângă lucruri pe care nu le observăm. Uh, ni se ducă uh, momente din trecem peste momente care sunt importante în viață și nici nu ne amintim și nici nu le vedem, nu le observăm, exact. nu le trăim. Ori, turismul acesta lent tocmai asta vrea să ne învețe. Să ne bucurăm. Cât suntem aici pe pământ de ceea ce ne oferă județul ăsta, de frumusețea naturii, de frumusețea obiceiurilor, tradițiilor, de cântecul uh, pe care fluierașilor, de sufirul apei, de izvor, de uh, ciripitul păsărelelor, de muzica bună care uh, o avem aici, de tot ceea ce este autentic și local. Sunt niște obiective foarte îndrăznețe, dar și de apreciat că v-ați propus să le puneți în practică. Practic, nu mai discutând, mi-a mi strânit interesul și îmi vin în minte multe lucruri, și poate uite cu ocazia asta: în care veți pune în practică și acea hartă digitală, și vom avea acces toți, pentru că și noi putem fi turiști la rândul nostru. Uh, în tihn așa să să ne apucăm uh, practic îți poți face un itinerariu din uh, din așa este și mai este o componentă care este foarte dragă sufletului nostru. A fost uh, ideea unui coleg din cabinetul meu, uh, Thomas Rod, care a participat la un eveniment cu persoane cu dizabilități. Uh, am văzut că e unul dintre Deci unul dintre obiectivele pe care ni le-am stabilit, ne-am setat, este ca Sibiu să fie o destinație pentru turism și pentru persoanele cu dizabilități. Trasele, să avem trasee accesibilizate pentru aceștia, să punem Sibiu pe harta României și a lumii ca o destinație de turism prietenoasă cu acești oameni, da? Care să poată să vină și să se bucure și ei, să facă în aceeași măsură turism, ca și, măsură, turist, ca și uh, orice alt uh, turist. Este, Asta este componenta de suflet a proiectului nostru. Deja am văzut patru, patru <laughs> lucruri pe care vreți să le puneți în practică și da, să le înțeptați. Da, uh, și v-am zis: aici sunt. Avem. Avem începutul, deci începutul este făcut. Prin... O bază, știți niște lucruri de unde să niște. Sunt niște lucruri. A, proiectul proiectul Anidrumeție este practic în miniatură un astfel de proiect pe care vrem să-l punem la nivel de județ în practică. Sunt colinele Transilvaniei care oferă o experiență tot de turism sau mai Transilvania. La fel. Și știți cum zicea Aristotel? Începutul este jumătatea întregului. Deci noi avem Începutul de ce o jumătate. Lucrăm la acea jumătate prin care uh, vrem să îmbogățim, practic, luând și experiențele altora, pentru că așa este. Cei uh, oamenii deștepți învață din greșelile altora, dar și acceptă experiențele altora. altora. Da? Asta vrem să facem, ne cunoaștem și greșelile noastre, dar vrem să învățăm să vedem ce au greșit alții și cum uh, uh, ne ferim să greșim și noi. Pe parcurs, să vedem ce soluții au găsit la anumite provocări, să vedem idei noi pe care putem să le aplicăm. Aveți 5 microregiuni, deci mă gândesc că în fie, fiecare vreți să ajungeți cu proiectul ăsta. Vom ajunge, da. Asta înseamnă că vom avea o hartă detaliată și din punctul ăsta de vedere al a întregului județ. Așa este. Vrem să ajungem să discutăm cu. A... să mergem noi acolo, să discutăm cu toți. Județul actorii Sibiu este singurul județ din țară care este participant la acest proiect? Consiliul da, Județean Sibiu. Da, Consiliul Județean Sibiu, da. Uh, 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 felicitări! Vreau să vă zic că am fost. Uh, uh, noi uh, depunem foarte mult proiecte și pe mediu. suntem uh, foarte sensibili la problemele mediului înconjurător și suntem pe tot felul de platforme. Și uh, oamenii, partenerii care ne-au uh, propus să fim parte în acest proiect din Ungaria și ne-au uh, uh, ne selectat uh, de pe aceste platforme și ne-au întrebat, pentru că au văzut că avem uh, preocupări comune oarecum, știți? Și așa am ajuns să intrăm în acest proiect, să-l implementăm împreună cu aceștia, deci... Uh, Uh, Sperăm să. cu siguranță. Bine de, capăt. Nu, nu numai că sună bine, dar cu siguranță proiectul uh, în sine va aduce multe beneficii județului Sibiu și să-l urmărim și noi uh, pe parcurs. Uh, și sunt convins că o să ne mai întâlnim uh, cu dumneavoastră și cu actorii locali din, implicați în acest proiect pe viitor ca să vedem uh, cum decur lucrurile. Pentru că, uh, făcând, uh, implementând acest lucru în fiecare comunitate, cu siguranță o să descoperim uh, locuri. Uh, interesante și uh, valori locale despre care probabil noi nu știm, dar ar merita uh, promovate. Și trebuie să mai subliniem un lucru. Toate acestea vor duce și la o creștere economică responsabilă a localităților respective. Pentru Turistul că toate aceste, și act, exact, și toate aceste activități vor duce la a se dezvolta în localitățile respective activități, care să fie aducătoare de venit pentru cei care uh, sunt acolo, uh, ne propunem, asta este și o cale prin care încercăm să uh, satul satul Sibian să îl uh, păstrăm și viu, viu da, oamenii tinerii să uh, încercăm să i oprim în satele să uh, acolo și să la un din și să Sibiu de mai departe, exact, la da. Foarte important acest lucru. Mulțumesc mult, doamna președintă. Și o mulțumesc pentru, că, pentru interes. s a dus uh, informații foarte utile și foarte interesante și deja ne strănesc interesul. Uh, și probabil că e un sector care avea nevoie de o mână de ajutor, uh, din punctul ăsta de vedere. Uh, e ca și cum am avea o cumoară uh, la îndemână, 60 de cumori, ca să zic așa, dar nu știm să le să exploatăm le și nu știm să le foarte bine să le aducem ați sesizat. Sunt turistului. nenumărate cum ori în județul acesta, ar trebuie puse doar ca un pază. Ca un colier care îmi plăștea și sau la un așa. Ar putea da. să fie. Și urmărim acest lucru prin acest proiect. Mulțumim! Mulțumesc mult! Până data viitoare, numai bine rămâneți ancorați în online pentru, bineînțeles, informații interesante și uh, utile.